Vă salut, dragi prieteni al acestui canal! Astăzi vreau să vă povestesc despre cum trăiau românii în perioada interbelică și diferențele care sunt din perioada interbelică până în ziua de astăzi la noi. Deci să începem! Dacă prezentul ne colorează imaginea trecutului, e interesant să comparăm ce ne doare astăzi cu modul în care stăteau lucrurile în interbelic. De exemplu, disperarea pe care o resimțim în legătură cu clasa politică, cu corupția, cu ineficiența și slăbiciunea statului, sigur, în interbelic era mai bine, nu? Nu prea. Unele asemănări sunt izbitoare. La sat, lumea vota cum le spunea primarul sau învățătorul sau preotul. Își sprijineau neamurile, indiferent dacă acestea erau capabile sau bine intenționate sau nu. Loialitățile politice fiind mai mult tribale decât cetățenești. Țăranii înțelegeau puțin din ideologiile politice și aveau un acces redus la informații. 40% dintre români erau oficial analfabeți în 1930. Probabil, mult mai mulți dintre ei analfabeți funcționali. Ținând cont că majoritatea oamenilor din sat făceau maxim 2 sau 4 clase. Politica națională se baza pe relații clientelare, prin care politicienii își exercitau puterea, și prea familiarul, în care administratorii resurselor publice le foloseau ca și cum ar fi bunuri personale. Democrația era mai mult mimată, partidul care organiza alegerile fiind cel care câștiga. Cunoscut, nu? Repetatele scandaluri de corupție la vârful statului au făcut ca oamenii de rând să disprețuiască politicienii și să simtă că populația are prea puțină putere pentru a dicta interesul public. Perceptorul din sat, cel care strângea taxele, pentru cei care nu știu, s-a îmbogățit de pe urma funcției. A cumpărat aproape 50 de hectare de pământ și și-a trimis toți copiii la facultate, cei ale căror taxe le colecta în moduri mai mult sau mai puțin oneste. Abia strângeau bani ca să nu li se confiște bunurile. Plătește moromete, foncirea. Nu e doar o expresie haioasă de ținut minte pentru bac, ci reflectă exploatarea țăranilor de către un stat, prin reprezentanții săi mai preocupați de interese personale decât de bunătatea populației. Există multe momente de care poți fi mândru în arhitectura modernistă. Oameni de știință, industrie, tradiții folclorice, educație sau artă. Trebuie să accepti că acestea reprezentau doar vârful icebergului, o poșghiță subțire de realizări remarcabile peste un munte de mediocritate și subdezvoltare. Colectivizarea de după război a fost percepută ca o nedreptate profundă, iar țăranii au încercat să se opună, cât și cum au putut. Dar propagandismul i-a făcut să recunoască avantajele agriculturii industriale când tractoarele sovietice arau câmpuri înțelenite pe care plugurile cu boi din interbelic nu le-ar fi arat în veci. Astăzi ne place să ne raportăm la Occident ca la un model. Nu este chiar o lume ideală, perfectă cum o zugrăvim adeseori, dar cu unele lucruri stau în mod clar mult mai bine decât noi. Bunăoară, fenomenul corupției în politica occidentală, ca și mediul de afaceri, nu este inexistent, dar de multe ori mai limitat decât la noi. Scandalurile de corupție sunt mai puține, birocrația funcționează în conformitate cu legile existente și majoritatea oamenilor politici au o atitudine mult mai responsabilă. Această stare, de fapt, este deosebită de cea din România, dar nu numai. În România și în majoritatea statelor fost socialiste, corupția este un lucru aproape normal, cotidian, un lucru cu care ne confruntăm zilnic și pe care am ajuns să-l tolerăm cu prea multă ușurință. Faptul că acest lucru se petrece în majoritatea țărilor ce au fost odată socialiste indică o legătură între istorie și corupție ca plagă în societatea românească post-decembristă. Acum, de final, întrebarea mea este: cum am putea omorî această corupție și cum am putea să devenim un stat drept? Vă mulțumesc pentru atenția acordată, mă puteți ajuta cu un like, un subscribe și chiar cu un comentariu care ajută la algoritmul acestui canal. Vă mulțumesc!